Deșteptarea. Apare și ora cu și pentru animale, pentru elevii de clasele a 5-a și a 6-a. Bine, acum, cred că fiecare dintre noi a avut la școală cel puțin o oră cu și pentru animale pe parcursul... Nu? Doar a 5-a și a 6-a? Da, numai la a 5-a și a 6-a o oră cu și pentru animale. Și locuiește atelierul sau... Cum se frumos. De ce a 5-a și a 6-a? Chirgheful. Interesant. Cred că atunci s-a calculat că e momentul potrivit să înțelegi cum e să ai o oră cu și pentru animale. Și se aduc niște animale și... Nu mă, se duc la... E numai Ilfov în primul rând și este opțional, dar se dau note. E rezultatul unui proiect pilot care s-a făcut. Foarte frumos ai mângâia cățelul Matei, tu ai luat 10. Exact. Ionuț, tu l-ai cam enervat, ai 8. Și școlile din Ilfov citesc că mai au timp până vineri să anunțe inspectoratul școlar dacă vor să adopte disciplina în cadrul curriculumului la decizia școlii. Deci pentru părinții și copiii din Ilfov care sunt pe recepție, faceți presiuni asupra școlii. Mai aveți, astăzi este miercuri. Miercuri, joi, vineri, cel târziu, trebuie anunțat că vreți ora și cu și pentru animale. Este, cred că, o oră săptămânală. Se învață, se vizitează adăposturi, se interacționează cu animale, cu pisicuțe, cu cățeluși. Poate și cu găinușe înainte să le gătim. Nu știu, nu-mi dau seama despre ce este vorba. Dar, iată, unul dintre responsabili a declarat pentru edupedu.ro, citez, elevii în cadrul proiectului pilot, dacă care s-a desfășurat anul trecut, au fost extrem de încântați. Când pleca echipa de specialiști, care venea și cu niște animăluțe, cu un cățel, animale de companie, dresate, iar specialiștii le arătau cum să se comporte cu ele, copiii erau atât de entuziaști, încât la plecare îi cerau directorului să aibă și ei un animăluț la școală. Asta mi-e teamă și mie, da. Cerau să vină oamenii și ei să poarte discuții, să dezvolte activități, inclusiv cu animale. Că cei mei vor animal. Ce animal vor? Orice animal viu. Băi, tu ești... Mai mult pisică ar vrea. Domnule, vrei pisică? Am eu 7 la alegere. De ce nu le iei? Nu, că suntem de fel alergici. Uite, anul ăsta, slavă cerului, ce? N-am avut nicio alergie. Ești alergic la polen, nu ești alergic la pisică. Băi, nu există asta. Ba da. Tu știi foarte bine că ești un alergic vechi. Și eu sunt un pic alergic. Când ești alergic, ești alergic. Da, și eu... Tu nu știi. Tu poți să devii alergic la pisici joi sau peste 3 ani sau niciodată. Nu, dar merită riscul. Nu faci un sacrificiu pentru copiii tăi să aibă și ei un motan. Și doi la mână, măi, eu a avut un chimiu motan. Așa. Când eram eu mic. Timothy. Eu, când am, prima oară când am intrat la ei în casă, l-am degajat pe Timothy. Cum, mă, nenorocitul, ai făcut asta? Am 4-5 ani, eram mic. Mă, și el, ați zis ce creier are pisica aia? El era mic și el. Nu te uitai. Eram mici amândoi. Da. Ultima oară am fost pe acolo când aveam 16 ani, să zic. Da. Deci 12 ani mai târziu. Bă, nene, când mă vedea, te ține minte. Făcea ca toate alea și pleca, nu mai vrea să exact, e normal. Te și ăla avea în casă, da. Canapeaua era, ziceai că e făcută de învată, înțelegi? O făcut de la terci, perdele nu mai avea. Și n-am nevoie, adică, că nu poți să iau o pisică să atașează copiii de aici după ce văd că faci disaster. Nu toți pisoii sau pisicile, nu toți, sunt știu, așa. Da, nici n-ai cum să știi cum va fi. N-ai cum să știi, în general, adică am avut, e adevărat, am avut o pisică, avea obiceiul să se urce pe perdele și după aceea să-și dea drumul ca de desene animate în jos. A mea face, botanul meu face treaba. Uite, asta. Poftim. Aia e, schimb perdelele odată la ceva da, timp, lipești coci pe canapea. E foarte simplu, sunt metode în care poți să combați comportamentul ăsta al pisicilor. Am văzut un trend nou pe TikTok acum, cum să dezvezi pisicile să mai sară pe mese, pe blatul de bucătărie. Ia, zi-mi și mie, oamenii că poate dezvăț pe al meu. Da? Oamenii pun folie de aluminiu, de aia alimentară. Pun folie de aluminiu și pe blat. Și se sperie când sar, da, că sare, face zgomot. Știi cum? Deci sare ca un arc. Deci când ajunge sus, degajează ca un arc. Am văzut salturi de câte 5 metri, parabole. Pur și simplu zici că e rachetă balistică atunci când pleacă de pe... Nu, deci sunt probleme. La tine în curte e altceva. La tine, Alexandra, nu știu care e situația. Ai zis, mai schimb. Da, eu l-am adoptat pe Lucică în urmă cu 3 Lucică. Ani. L-am găsit într-un... poschet. Lucica la țară, da, e motan. Motan negru, lung, s-a făcut e ca o panteră. Țac, țac. L-am castrat, eu l-am dus. Aproape că mi-a dat și o lacrimă. Am luat ce mare filozofie. Dar n-a fost foarte complicat. Adică la mascul e mai ușor decât la femele. Și la exterior. E o pată de culoare, să știi, în viața ta. Aha.
un motan, o pisică, da, un cățel, ceva, da, acolo. Da, e pisică de aia lipicioasă, vine la tine sau? Nu, este cu porția. E scârbos? Adică pui mâna când vrei tu pe mine, mă ții cât vreau eu în brațe, maxim 3 secunde. Da, da, da. Vreau să mă mângâi, mă mângâi acum. Da. E foarte pretențios, are un caracter situație, puternic. Eu cumva sunt, nu știu de ce, toate pisicile simt... Mă simt slab, știi? Și simt că pot fi escrocat ușor. Acolo, la noi, în mediul rural, sunt... Frate, nu mai avem vrăbi. Este îngrozitor. Adică sunt atâtea pisici în cartierul ăla, încât nu mai sunt vrăbi, că le-au mâncat pe toate. Le-au pisici talentate. Toate am zis și eu am la bloc o ciurdă de pisici, sau cu vreo 8 acum. Mă, nu prind un porumbelic, nebun. Dar le mai și văpăgeam, că ele sunt hrănite. Dar bănuiesc că și alea de la tine de în cartier sunt hrănite. Sunt, nu cred că sunt niște, da, feline. Sunt toate grase. Da. La mine sunt tot pisici obeze care se uită după porumbei și din când în când se pună în pândă, știi? Și eu atunci de sunt micați. În sfârșit. Începem. Da. Și nu se poate prinde nimic. Deci astea la mine sunt agile. Trăiesc în mediul natural. Se mănâncă de sparg peste tot, că toată lumea lasă bobițe pe afară, evident, pentru cine o fi să treacă pe acolo și astea toate umblă și mănâncă. Au mâncat toate vrăbile. Dar ții și mine ce poți să faci cu ele, știi? Adică, serios, asta e viața. Și eu am și inima slabă când văd pisicuțe și toate vin călare pe mine. Pe unde mă așez prin curte, apare câte una se freacă de s-au vorbit între ele. Vezi că acolo la Petreanu e roz de mâncare, se dă, se face festin. În desenul animat când apare albă ca zăpadă, aș venea o căprioare, păsări se așezau pe ea, așa te văd și pe tine, ieși în curte. În curând. Și vrăbile. Și iepure mai sunt încă două, trei. Am instalat odată un sistem de asta de hrănire de păsări în curte. Și acum câțiva ani, când încă mai erau vrăbii, ce mai era pe acolo, au venit, evident, stoluri întregi de păsărele și ciurde întregi de pisici, care toate stăteau pe sub tufele din grădina, la pândă, ca să prindă ceva. Așa că, na, am desființat sistemul ăla. Iar acum am o pisicuță, mi-au explicat prietenii de pe Facebook, am pus poză, m-am oferit să o dau la adopție. O pisicuță în mai multe culori, alb, negru, portocaliu, e drăguță foc. Dar are un nume, nu știu cum, că am citit și eu, am văzut postarea. Calico, ce o cheamă. Cum? Calico. Calico. Știi că e ceva sau, deosebit. Sau Calico. Ai putea să o vinzi. Sau n-am. Dar înțeles că nu poți să o prinzi. Da, vine, mănâncă. Mi-au una subțire așa. Mănâncă de sparge, toate mănâncă, nene, de zici că și după 5 minute vor să mănânce din nou, este uluitor. Și nu, n-am reușit ocată să pun mâna pe ea. Dar vine, mănâncă, ok, ăsta e un proiect pe termen lung. Și o cutie de carton pe aia și ai prins-o. Nu, că se sperie, mă, nu așa. Trebuie să dezvolți, trebuie să dezvolți o relație de încredere. Păi nu, eu nu vreau să, eu zic ca să o dai, nu să dezvolți relații. O cutie o dai și la revedere. Nu, că mi-e milă să o șochez așa. Și lasă, că într-o lună o să dormă la mine pe burtică, zic. Pe burtoaie, de fapt, că are și... are și unde. Dacă tot am deschis discuția asta... Prieteni, hai să o continuăm în următoarea intervenție. Dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0728 3132 sau sunați-ne 0372 069599. Dacă ați adoptat vreun animăluț, ce înseamnă? Că să explicăm domnului Luca. Luca se teme că pisica o să-i distrugă casa. Bă, nu da. E chiar așa. Poți să iei un cățel. Cățelul roade mai... Nu, cățelul are alte pantofii, nevoie, are alte... găsește. Da. Da, ce înseamnă să ai un animăluț acasă? Ai adoptat ceva, prietene? Cum, în ce context, când, de ce, ce face... Ce stricăciune a făcut? Cum e viața cu animăluțul? Și ce recomanzi celor care se gândesc să adopte un animal, dar ezită? 0372-069-599, numărul nostru de telefon, și mesaje pe WhatsApp, tableta aia azi. 0728 3132. Pe pasiune am târnit cu întrebarea din dimineața asta. Ce pisicuță sau ce animăluț cățeluș ați adoptat și cum merge treaba și ce le recomandați celor care ezită, cum e domnul Luca. Mesaje, telefoane, hai să vedem. Începem cu un telefon, nu? Da. Alo? Iulia, alo, bună dimineața, Iulia. Bună, Iulia. Bună dimineața. Bună. Pornind de la întrebarea voastră, viața cu animale este minunată, Luca, deci te rog să adopți un puiuț, de ce dorești? Te rog, de căprioare iau. Haide, hai, Luca. Când mai crește, îl faci salam. Am pornit de la un motănel birmanez luat dintr-un pet shop care zgâria și plângea la gemuleți de mama focului și n-am putut să-l las acolo. Da, și de la un bișonel
la București, apoi ne-am mutat la Bufta și acum avem vreo 20 de pisici. Am mai adoptat un cățel dintr-un adăpost din Deva. 20 de pisici nu e totuși, mare. Adică, serios, eu iubesc animale, sincer, 20 de pisici nu e un pic cam mult? E foarte mult. Vin, știi cum ziceai și tu, Vlad, sunt genul acela de milogi care cer în continuu și nu te lasă inima. Zici, mai când vezi un motan mai gras, zici, da, du-te acasă la tine. Dar când vezi un slăbănoc și un vai mama lui, îi dai de mâncare și nu mai pleacă de acolo. Mulțumim, mulțumim, Iulia. Am avut noi o colegă, soțul ei, care tot așa era miloasă, a adoptat tot. Soțul ei, medic veterinar, profesor, chirurg veterinar, adică om care știe cu animalele. Și la un moment dat, asta aducea acasă, Ioana, aducea acasă tot ce prindea de pe stradă, nu se putea, pisici, căței, a avut cioară. Cioară, da. Și domnul doctor i-a zis într-o zi, dacă mai vine acasă și cu o muscă. Mesaje. Hai să vedem pe WhatsApp. Bună dimineața, băieți! Marian din Elveția, sunt. Bună dimineața, Alexandra. Dimineața. În legătură cu pisicile, da, sunt pentru adopție, recomand chestia asta, dar în legătură cu pisicile eu nu le sufăr. Sunt parșive, sunt fomiste, sunt hoațe și... Și nu le suport. Fac ele tot posibilul să-și afle scop. Înțelegi? Parșive! Parșive! V-am salutat. Dar altfel ne recomandă să le adoptăm din tot sufletul. Pentru blană, cred. Să fac niște căciul de blană. Pe Iulia o avem, nu pe Iulia, pe Alexandra. Alexandra, da. Bună dimineața, Alexandra. Bună, Alexandra. Bună dimineața, dragilor. Bonjour. Neața. Bună dimineața. Bună. Bună. Ce animăluță? Ce animăluț ai tu? Din păcate ea nu are. A prins doar o scurtă perioadă un ciobănesc german pe care l-am adoptat pentru tatăl meu, că a fost cadou de ziua lui. Am fost până la Alba să-l luăm. Așa. Și ne-a întâlninat curtea. Noi mai aveam un ciobănesc german pe vremea respectivă, doar că se îmbolnăvise. Și a mai dus încă 2 ani de zile. Și cum o cheamă pe puștoaică? Alexandra, să vedem. Ghicești cum o cheamă pe puștoaică? Luana? E Luana? Da! E Luana! Sunt ascultătoarele mele de seara, din Starea de Bine, care trimiteau piesă de Stare de Bine. Mă bucur mult să vă aud. Foarte drăguță povestea. Luana, câți ani ai? Imediat fac 7. 7 ani? Păi și nu vrei și tu un cățeluș ceva? Vorbește cu mami. Păi da, dar noi stăm la bloc și... E un cățeluș. Avem un copitică și avem un copitică de un anișor. Vezi? E un cățeluș mai mic. Așa e și la mine, stau la bloc. Ne gândim. Și am un pitic de 11 ani. Care e cât mine. Era de 14 cât tine. 15. Ăsta de 11 încă e cichitită. Vă mulțumim frumos, fetelor. Mergem mai departe să vedem mesaj audio. Pupici. Bună dimineața, bine ai venit, Alexandra. Neața. Nimic nu se compară cu iubirea unui câine. Îmi plac și pisicuțele, dar nu la mine în casă. Dar când ajung acasă și sare câinele în casă, mea pe mine de bucurie, ci nu te zici că e pe arcuri. Nu se poartă comparație. O am de 12 ani. Și aș vrea să mai trăiesc măcar încă pe atât. Mulțumim frumos. Bună, Mihaela din București. Te mulțumim, Mihaela. Eu încă mai lucrez la asta cu cățelul cu Ione. Eu îmi doresc foarte mult un cățel. Ia Sara care rezistă. Eu știu cum se poate face. Ei, un pui îl aduce acasă și se topește toată, adică s-a terminat. Eu mi-am dorit la clasa 3-a. Dar încă nu vreau să recurg la acest gen de șantaj emoțional. În clasa 3-a mi-am dorit pisică și au venit colegii și mi-au adus, uite, un cățel. Și am avut 16 ani, Michi l-a chemat, 16 ani. Nu trebuie să stai foarte mult pe gânduri. Vrei să-ți iei un câine, vrei să-ți iei o pisică? Ia-le, domnule, și te descurci. E ca la copii. Da. Nu știi că nu ești pregătit niciodată pentru copii. Exact la fel a fost. Își dorea fi sau un câine și a luat un pug. Pe care îl cheamă Pughi. Pughi acum e deja adult. Are vreo 6 ani, 7, nu știu câți. E dezastru în casă. Face pe el de câte ori vine cineva, se bucură și de bucurie face pe el. Dragul de el. Da, e super. Emilia e pe linia 3, nu? Da. Emilia, bună dimineața. Bună. Bună, Emilia. Bună dimineața. Bonjour. Bună dimineața. Ia spune. De la Alba Iulia, toată viața am fost o familie de persoane care au adoptat animăluțe. Nora mea a venit odată chiar și cu pui de șoarec acasă. Ceva deosebit. Eu am adus pui de liliac acasă, adică...
Așa că avem în prezent 3 câini și 4 pisici. Uh-huh. Și celor care se gândesc dacă se adopte sau nu, ce le spui? Succes! Din tot sufletul, să adopte, nimic nu te aduce bucurie decât un animăluț pe care adun de pe stradă și plânge în brate. Mulțumim frumos, Emilia, pentru... recunoscător și o să te iubească toată viața. Mulțumim frumos, Emilia, pentru... și vă mulțumim tuturor pentru mesaje și hai că poate îl convingem pe Luca. Mă, Luca, încep cu un hamster. Îți iau eu un hamster, un terariu și simplu. Și mai degrabă, că am înțeles că țopăie până casă ceva. Nu vrei la început să țopăie ceva prin casă. Deșteptarea